Cert este că avem o situație artificială în care se pretinde că Partidul Liberal ar fi pus piciorul în prag, ar fi mers spre dictat, spre lucruri de fapt imposibile pentru noi. Partidul Liberal ar împinge PLDB și PD spre comuniști, de asemenea o absurditate. Mai curând, dânșii iau niște înțelegeri cu comuniștii și respectiv caută scuze la nivelul Partidului Liberal pentru a-și putea justifica pasul destul de urât în a merge și a forma un guvern cu comuniștii. Din câte am înțeles, noi suntem acum un fel de balaur, nu? Partidul Liberal. Un balaur, așa, din ăsta, fioros, care vrea să-i mănânce pe Făt Frumos și Ileana Cosânzeană. Respectiv, Făt Frumos și Ileana Cosânzeană, de frică, au decis să se ascundă în mauzoleul lui Lenin. Numai că acolo să nu... Acolo e cam multă naftalină, să nu ajungă naftalina și asupra lor. Dar putem anunța că balaurul nostru e hotărât să meargă până la capăt și o să-i găsească și acolo. Respectiv, să nu creadă cumva că o să-i ajute sau o să-i salveze Vladimir Besmenei de la Kremlin. Nici asta nu o să-i ajute. Așa că ar fi bine să țină cont că Partidul Liberal nu este pur și simplu un partid, dar este o mișcare care apără rădăcina, apără arborele genealogic, dacă doriți, al nostru, al tuturor. Și din acest punct de vedere, eu cred că ori, dacă sunt cu adevărat Făt Frumos și Ileana Cosânzeană, ar trebui să vină la noi. Dacă sunt doar în haine de Făt Frumos și Ileana Cosânzeană și acolo se ascunde altceva, atunci trebuie cât mai repede să dăm arama pe față, să vedem cu cine avem de-a face, dacă nu cumva este calul troian sau cai troieni. Respectiv, balaurul poate fi și un personaj pozitiv. Dacă ați văzut cumva filmul Avatar, acolo balaurul este chiar un personaj foarte pozitiv și, apropo, acolo este și arbore genealogic și rădăcini și de toate. Cam așa e și cu situația la noi.